În acest tutorial o să vă vorbesc despre cum se va instala practic Google Classroom, iar pentru asta trebuie să veniți pe Google Play și de acolo să selectați Classroom, să scrieți Google Classroom. După care se apasă pe butonul Instalați, exact cum e acolo în imagine. După care așteptați puțin până se descarcă și se instalează. Se scanează dacă aplicația este sigură. Bun. Și în momentul ăsta s-a instalat. După care veniți înapoi și vă uitați exact unde anume în telefon s-a instalat Google Classroom-ul. La mine e pe ecran, se vede și se dă un click pe Classroom, după care se apasă pe Începeți. În acest caz, la mine îmi apare și contul personal. Se apasă pe Adăugați un cont. Da, deci pe adăugați un cont, după care ok, se verifică informațiile, eu am deja senzorul de amprentă, deci trebuie să puneți o parolă după ce vă logați. Se va introduce adresa de e-mail pe care ați primit-o de la diriginte, adresa nu personală, ci cea cu nume, prenume, aron@colegiupresmer.ro. După care se dă click cu degetul pe înainte, se scrie parola, repet, parola contului corespunzător instituției, nu parola contului personal. După care se dă cu degetul pe înainte, ca în imaginea de mai, mă rog, ca în video. Și cam, da, se dă pe înainte, se acceptă termenii, se preiau informațiile contului, eu am dat să se salveze parola în contul meu personal. Da, acum se vede. Se apasă pe închideți, după care dacă ați făcut o treabă bună, ar trebui să vă apară automat clasele la care sunteți asociați. Sper că v-am fost de folos. Spor la